pentru invitație de la summitul NATO de la Bruxelles, vizita președintelui Biden a avut același mesaj foarte important, și anume că NATO este hotărât să descurajeze și să apere toate țările membre ale NATO în conflictul, având în vedere conflictul între Rusia și Ucraina. E o idee care a fost transmisă de mai multe ori și pe care trebuie să o avem în vedere în continuare. Doi, eu cred că ar trebui să ne concentrăm și pe problemele legate de negocierile, încheierea până la urmă a acestui conflict. Orice conflict, oricât de mare ar fi, la un moment dat trebuie să te așezi la masă. Și dacă credeți că aceste negocieri care se tot poartă între Rusia și Ucraina, domnule ministru, sunt reale, pentru că nu vedem practic nicio finalitate deocamdată, iar Zelenski și Putin, cei doi președinți, nu s-au văzut până acum. Da, deocamdată se lucrează fără să fie... Nu e o tatonare, se lucrează pe ateliere, pe temele care le-au fiecare. Și din acest punct de vedere, lucrurile evoluează destul de bine, evident, fiecare cu partea lui. Acum, sigur, nimeni nu va avea o decizie de o parte sau de alta, dar există o posibilitate reală care se poate face foarte rapid, și asta ar putea să fie, într-adevăr, printr-o întâlnire la nivel înalt a celor doi președinți, Putin și Zelenski. Și eu cred că cea mai bună soluție ar fi să aibă și un moderator. Moderatorul cel mai bun este președintele Macron al Franței, care are acum o poziție foarte importantă. Este președintele Consiliului European și în același timp a avut tot timpul un dialog foarte clar cu Putin. Deci cred că există și că se poate face acest lucru, pentru că Cicero zicea că, de fapt, o pace nedreaptă este mai bună decât un război drept. Și aici va trebui totuși să lucrăm nu numai pe partea militară, dar și pe partea diplomatică, din păcate, care nu prea funcționează. De ce credeți că a ales președintele Joe Biden Polonia ca și țară pe care să o viziteze chiar după summitul NATO? Polonia este o țară care are o istorie foarte îndelungată, cu foarte multe probleme și cu Rusia și cu Germania și cu toate, și de asemenea cu un număr foarte mare de polonezi care trăiesc în Statele Unite, pe la Detroit, pe la Chicago, pe acolo. În al doilea rând, Polonia este împreună cu România țările cele mai mari de pe flancul estic al NATO. Și evident că, mă rog, Polonia este puțin mai mare decât noi și a investit poate mai mult decât am făcut noi în apărare și în dezvoltarea sistemelor de asigurare a securității țărilor respective. Deci, din acest punct de vedere, cred că este într-adevăr din partea lui Biden, un mesaj foarte important în legătură cu ceea ce Polonia a venit cu tot felul de inițiative și cu închiderea spațiului aerian și cu transferarea de avioane dintr-o parte în alta, și de asemenea și Polonia și România am adus un număr foarte mare de oameni din Ucraina care s-au refugiat în Polonia și în România. În Polonia ceva mai mult, la noi mai puțin, dar cu foarte mult suflet bun și cu toate dorințele de a ajuta.